ar fi, dar plătim transportul cât nu trebuie până la ușă, e 70.000 curs adus și întors. Și nu avem cum să mergem, dacă lumea de prin sat pe aici. Suntem bătrâni, suntem, nu mai putem, uite, munșim de azi dimineață plecată de la 7, o fărini până ta mâncat. Cota individuală cuprinde cantitatea de lapte pe care fiecare producător o poate comercializa fără a atrage obligații fiscale în anul de cotă. Numărul fermierilor care beneficiază de aceasta scade vizibil de la an la an. Conducerea APIA pune scăderea și pe diminuarea efectivului de animale. De la an la an am observat o scădere a cotei de lapte. Acum, cauzele sunt multiple, dar cea mai importantă este aceea că au scăzut efectivele de animale. Dacă ne uităm în anul de secetă 2007, atunci au fost scoase din efectivul de matcă a județului foarte multe animale. Au fost abatorizate pur și simplu. Cam ajuns în anul de cotă 2009-2010 de la un număr de 25.085 de ținători de cotă de lapte la un număr de numai 14.279 de ținători. Reprezentanții APIA consideră însă că acest serviciu are anumite avantaje de care fermierii ar trebui să țină cont. Contra unei sume de bani, cota de lapte poate fi închiriată la alți deținători și totodată poate fi transmisă moștenire urmașilor.